Nici prea prea, nici foarte foarte. Adică să înțelegi, adică să se înțeleagă, nici prea slabă, nici prea grasă. Am un vecin, Pălașa, Constantin, dar ce de lângă mine, care zice, băi, Arture, nu știu, dar tu nu pui la inimă, ești așa vesel, râzi, așa, zice, eu dacă aș fi ca tine, eu aș muri. Păi zice, acum ce să mai pun la inimă, mamaie s-a dus, casa în dărâmat-o, că a fost așa, uitați, crucea unde stă. Nici acum n-am apucat să o duc la cimitir. Crucea e în curte, aici, în bătătură, crucea. Cu ce să o duc dacă nu pot să o duc? Unchiul nu mă ajută, eu nu pot să o ridic, e grea. Cum să duc eu cruce? Adventiștii au făcut-o lui bunica. Bunica a fost adventistă atunci. Păi da, dar scrie familia Duțu Ion. Păi da, el și ea. A. Și spui că i-au făcut o cruce. I-au făcut o cruce când trăia mamaia. Și a zis adventiștii, sora, zice, vă fac o cruce, zice, ca să nu mai, că știu că copiii nu o să vă facă. Vă fac o cruce. Și n-am fost în stare copiii să o ducă la cimitir. O să o duc eu. Dar să vedem cu ce, cu un căruț, cu ceva, da? Știți ce o să zică lumea când mă vedea cu crucea asta pe drum? O să mă pomenesc cu poliția, bineînțeles, că n-are niciun acces, că n-are ce să-mi facă. O să zică, uite, nebunul de Artur a luat să vândă și crucea pe drum. A luat crucea de la Măsămare și o vinde. Cine nu știe că am avut-o acasă. Că sunt oameni care nu știu că adventiștii a făcut-o și a lăsat-o aici. Zic că ai furat-o sau că, cine știe ce... Nu, că am furat-o. Da, poate să zică că i-am luat-o de la cimitir, că e scrisă. Zice aici familia Duțu Ion, adică numele lui tataie. Vino Doamne Iisuse, că ei sunt așteptători ai revenirii lui Hristos. Și toți sperau să se întoarcă. Și toți speră că va veni Domnul Iisus Hristos pe norii cerului și atunci când va da cu trâmbița morții vor învia, cei care au făcut fapte bune vor ajunge în cer, ceilalți vor ajunge în iad. Am văzut că știi tu un pic. Păi am mers și eu la ei. Am înțeles. Am mers și eu la ei și... Am crucea asta cu... Asta și am mai făcut o glumă cu lumea din sat, mă scuzați că v-am întrerupt. Am zis, plăcile astea eu le-am scos. Când erau niște grizi mai groase pe beci care s-au rupt, s-au putrăzit, am zis că zic, mă, învăresc cu plăcile astea beciul, dacă ar ține plăcile astea, dacă ar ține grinzile plăcile astea, am aranjat-o, că peste ele mai pun un pospai de ciment de 5 cm și nu mai mă plouă. Și deasupra zic, pui cruce. Pui și-o și așa cel mai că-s nebun, mai pun și crucea, mi-am făcut cavul. Vrei să-ți găsești pe altcineva? Sper vreau să-ți găsești. Vreau și sper că Dumnezeu mă va ajuta să-mi găsesc pe altcineva. Vreau să-mi găsesc. Nu sunt materialist. Deci, nu sunt materialist acum, pentru că o să se înțeleagă că sunt materialist când spun că ar fi bine dacă aș găsi o fată care să aibă casă, deoarece eu nu mai am nimic și n-am cum să o aduc aici. N-avem unde să stăm. Crezi că n-ai găsit pe cineva să accepte să stea cu tine aici? Sau cum? Cred că da, dar în condițiile astea, cum arată acum... De fată ca sau nu știu ce... O fată, cum să vă spun, modestă. Ca aspect sau ca... Să știți că nu contează aspectul fizic. Contează sufletul. Trebuie să-ți placă și ție într-un fel. Dar cum ai vrea să fie așa? Dacă da. Fi să-ți alegi tu una. Vedeți, dumneavoastră, acum mie îmi plac și blondele și brunetele. Am înțeles. Să aibă 1,70 m, să zicem. Așa. Chiar dacă am mai fost căsătorită, nu ar fi o problemă. O iei și așa. O iau și așa. Nu, să zicem așa, nu mă interesează trecutul ei. Că poate și ea, dacă s-a despărțit, nu s-a despărțit de bine. Poate a avut și ea motivele ei. Cum nici eu n-am dărâmat casa de plăcere. Am avut și eu motivele mele de a-mi dărâmat-o. Dărâmă casa? Eu cred că da. Cred că da, păi pentru dacă, că... Nu știu, vă faceți o casă și tot timpul există atâtea bușo de rând. Da, divergente, că mă... Da, poate să existe divergențe, că m-am făcut casa, dar să nu stea trână copul lângă el, că da, nu se știe ce că... face. Da. Nu, nu. Dacă aș avea altă casă, n-aș mai dărâma-o. Asta am dărâmat-o că a fost cu probleme, că a fost așa cum a fost. Păi n-a fost cu probleme casa. Problemele nu, au apărut... Problemele au apărut cu moștenirea. Am înțeles. Dar dacă te ceri cu fata și nu există riscul să te apuci de pereții interiori? Nu. Nu există riscul, pentru că eu caut în așa fel să nu mă cert. Eu de regulă, de regulă și felul meu sunt o fire calmă. Greu mă scoate din pepen, să spunem. Ce ar trebui să facă? Nu știu, să... Dacă te-ar înșela, ai trece peste asta sau? Nu, singurul lucru care ar putea să mă... Nu, aș trece și peste asta. N-ar fi o problemă. Câte cazuri n-au fost și... Cum n-ar fi o problemă? Păi, acum ce să-i fac? Dacă s-ar întâmpla așa, ea spune să-și ia angajamentul că nu mai face, nu se mai întâmplă și... Dacă și ia angajamentul că nu se mai întâmplă și nu mai face ce a făcut, o iert, că și Dumnezeu câte nu ne iertă nouă. Corect. Din partea ta există riscul ăsta să înșel să... Nu, din partea mea. Din partea mea, nu. Pentru că eu sunt o fire foarte timidă. Am înțeles. Și greu. Adică dacă ai avea curaj, ai înșelau, dar tu nu prea ai curaj. Poate dacă aș avea curaj, da. Nici prea prea, nici foarte foarte. Adică să înțelegi, adică să se înțeleagă, nici prea slabă, nici prea grasă.
Să aibă și ceva în cap, așa, să nu fie chiar bătută în cap sau... Asta nu contează, că asta se poate... Pe ce faci? Faci meditații cu ea? Nu, nu. Adică, bineînțeles că nu o să fie nici chiar bătută în cap așa, de tot, să nu știe nimic. Să nu știe, de exemplu, nici cât face 2 cu 2. Îi dai niște teste astea la început sau nu? Nu, nu, nu. Adunări, scăderi, nu. Nu, 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 nu. Testul fidelității, adică testul dragostei, să spunem. Adică, vedeți, eu pot să iau fata și să-i spun de la început, știi, în momentul când vei fi cu mine, vei fi numai a mea, știți? E, oare eu nu pot să-i impun de prima dată când abia m-am cunoscut cu ea, știi, să fii numai a mea? Dar pot să-i spun principiul pe care merg eu. Principiul pe care merg eu este în felul următor, în momentul când te-am luat, luată ești.